Așa cum vă spuneam în episodul anterior, ele lipsesc aproape cu desăvârșire din spațiul autohton. Vom începe din a elimina pielea să vă și arăt. Plățâna a petrecut iarna, așa cum vă spuneam, pe șoptrunul ciobanului. A fost ținută la muia câteva zile cu biocid pentru a elimina orice urmă de bacterii. Sper să iasă un trofeu deosebit, pe care mi-l doresc de mult. Am și asistenți. Ulise mă asistă. Am ținut-o la muiat, el este foarte tare. Este începutul. Ne vedem în următorul episod.